Echipa Partidului Democrat se mărește. Zeci de persoane au primit carnetul de membru al formațiunii politice. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul forumului organizației sectorului Buiucani APDM. Îl invităm aici alături de noi pe domnul profesor Șpac Emil, director la școala profesională numărul 6 din municipiul Chișinău. Nouveniții sunt mândri că fac parte din cel mai mare partid politic din Moldova și spun că vor împreună să contribuie la dezvoltarea țării. Sunt încântată de reformele acestui partid. Sunt mândră că trăim într-o țară democrată și vreau ca toți cei care trăiesc în această țară să fie împliniți, să fie fericiți. Am mulți prieteni aici și împărtășesc undeva ceea ce se realizează în aspect al planului social. Îmi plac reformele care au fost organizate și care au fost petrecute și deja au luat o amploare. Organizația sectorului Buiucani a recepționat 70 de cereri de aderare la partid. Avem o organizație de sector destul de combativă, după mine una din cele mai bune în municipiul Chișinău, cu lume bună, eu știu, cu capacități organizatorice. La eveniment au participat deputați, democrați și miniștri. Oficialii au declarat că actuala guvernare a reușit să aducă stabilitate în țară. Partidul Democrat este partidul care într-adevăr a demonstrat că este în stare să îndeplinească acele obligațiuni care le-am dat cetățenilor. Reformă în educație, reformă în medicină, reformă în administrația publică centrală. Nu vorbesc că am făcut schimbări deocamdată extraordinare în viața cetățenilor noștri, dar că am readus pacea și stabilitatea în țara noastră, dar că am readus partenerii noștri de dezvoltare la dialog cu Republica Moldova. Acest lucru se datorează echipei noastre politice. Organizația sectorului Buiucani APDM are aproximativ 700 de membri. Un alt asistență.